Bună dimineața, stimați colegi! Bună dimineața, domnul primar! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, stimați colegi, se aude sau nu? Se aude, domn primar general. Bună dimineața, se aude. Bună dimineața, se aude. Bună dimineața. Bună dimineața. Sper că sunteți cu toată lumea bine. Îmi cer scuze pentru această scurtă întârziere. Am avut o activitate care a luat un pic de timp. Deci, o dată în plus, colegi, avem o situație deloc ușoară cu privire la COVID-19. Cazurile sunt multe în municipiul Chișinău. Motivele sunt diverse, cel puțin acest lucru în medicii. Și chiar sâmbătă am avut o ședință Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică. Până atunci am discutat pe larg cu reprezentanții instituțiilor medicale din municipalitate, inclusiv direcția. Am vorbit despre toate aceste lucruri. Un alt subiect important și care nu poate fi trecut cu vedere este faptul că în primăria Chișinău avem la fel foarte multe cazuri. Sunt cazuri și foarte complicate despre care unii dintre dumneavoastră cunoașteți. Deci, cel puțin în numele chat-uri interne, colegii noștri de la Sănătate ne-au informat. De asta vă rugăm foarte mult maximă precauție în acest sens. Spre mare regret avem situații în care avem direcții cu peste jumătate din angajați bolnavi, secții de practic de plin, efectivul este infectat. Și așa cum a fost semnată dispoziția săptămâna trecută, începând cu ziua de astăzi, ceea ce am discutat domnul Talmat și cu dumneavoastră, am decis că oamenii să lucreze de acasă mai mult, după toate posibilitățile existente. Lucrează de la birouri doar când este necesitate urgentă. În rest, cei care pot să lucreze de acasă, cu certitudine să o facă și astăzi vreau să primesc acest orar. La fel, în primărie o să fie în totalitate accesul restricționat. Poate mulți vor fi nemulțumiți în acest sens, dar primăria municipiului Chișinău este singura instituție în care accesul este absolut liber pentru toată lumea și nu cred că există o altă instituție în stat cu acces nestingerit. Dar asta pe de parte are foarte multe avantaje, pe de altă parte sunt și unele dezavantaje în condițiile în care avem situația pandemică. De asta rog astăzi să fie reactivată toată capacitatea efectivului de poliție și intrările în clădirea primăriei să fie limitate. Urmează să păstreze și primăria măsuri de siguranță în acest sens. Am vorbit în acest weekend și ieri cu dumneavoastră, am vorbit și altă ieri, vă rugăm foarte mult ca toate absolut ședințele să fie trecute pe online. Nu contează că sunt de planificare, sunt dezbateri, sunt discuții. Astăzi avem birou permanent la ora 14. Deci urmează să vedem, vă rog, domnul Tomat, să ne dați și subiectele care țin mijlocite de ședința CMC, cum am putea să facem ca lucrurile să fie la fel online, vedeți dacă există prevederile cele care trebuie să fie făcute ca și amendamente la regulament și dacă ele sunt suficiente din punct de vedere legal, dacă nu, poate iau decizii în acest sens. Comisia de Sănătate Publică, vă rugăm foarte mult în aceste condiții să ne comunicați partea juridică a problemei. În municipiul Chișinău, așa cum ziceam, este cea mai alarmantă situație epidemiologică prin nou coronavirus, chiar dacă avem statistici în descreștere în acest sens, chiar dacă avem statistici în descreștere, în continuare situația rămâne să fie critică. Am discutat și discutăm cu Ministerul în această privință permanent. Repet, nu suntem aici pentru a fi prieteni sau neprieteni, suntem fiecare pe breasla lui responsabil și rog maximă
responsabilitate din partea tuturor. Deci, avem confirmare de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale despre prezența noii tulpini britanice de coronavirus, fapt care explică și virulența sporită la, pe de parte, pe de altă parte, specialiștii ne spun că Republica Moldova este într-un nou val epidemic. Europa Centrală și Europa de Est sunt extrem de afectate de acest val, iar țara vecină, Ucraina, este în top 3 țări după incidență. Cu siguranță și Republica Moldova este în top și posibil avem deja o tulpină națională moldovenească, așa cum vorbesc medicii. Repet, asta au zis medicii. Au fost înregistrate peste 80.000 de cazuri, 85.000 de cazuri de infectare cu coronavirus în Chișinău, dintre care avem spre mare regret și circa 1.300 de decese. Este o tragedie imensă pentru țară, pentru municipiu și pentru societate. Astăzi este petrecut în ultimul drum poetul, scriitorul Nicolae Dabija, îmbrăcat ca tot efectivul Direcției Cultură și cei care ne-au mijlocit se ocupă de organizarea funeralului, o să acorde asistență maximă în acest sens. Eu vă mulțumesc foarte mult, am fost informat despre toate activitățile care urmează să aibă loc. Și rog iarăși ca toate lucrurile care se realizează să fie cu păstrarea maximă normelor de siguranță. Revenind la sistemul medical de municipiu, dintotdeauna a fost un sistem cu potențial eficient și puternic. Avem cele mai mari ca și capacitate spitale strategice COVID din Republică, aproximativ 60% din paturile COVID din capacitatea totală de la nivel național este în spitalele municipale, cele în special cu caracter strategic. Mă refer aici la Centrul COVID, Arhanghelul Mihail, Gheorghe Palade, deci Sfânta Triimii, dacă împreună cu Centrul COVID, Spitalul de Boli Infecțioase pentru Copii, Ignatencu, Ptizio-Pneumologie, Maternitatea numărul 2. Deci cam toată lumea este în acest sens vizată. Și astăzi avem aproximativ 1.700 de paturi activate pe teritoriul municipiului Chișinău în instituțiile medicale municipale. Încă rezistă, dar, repet, este deja foarte greu, la limită, medicii și asistentele medicale. Toate spitalele strategice menționate municipale sunt spitale cu cea mai mare capacitate de spitalizare din Republică. Centrul COVID de la Modexpo, în fapt, este cel mai mare spital COVID din Republică cu 420 de paturi staționari pentru tratament. În același timp, astăzi, practic, spitalul numărul 3 este, sau Sfânta Treime, cunoscut prin așa sau altfel, mai vechi sau mai nou, este practic cel mai mare spital de capacitate, fie pe partea COVID sau non-COVID, din țară. Avem peste 1.000 de paturi de internare. În spitalele municipale, în anul pandemic 2020, noi am triplat, de fapt, numărul de paturi în secțiile de terapie intensivă. Astăzi, municipiul deține, practic, 120 paturi terapie intensivă, 118 la număr active, inclusiv 89 pentru COVID-19. Cineva ne întreba care ar fi costurile per cazurile tratate, pentru că unii oameni încă în continuare refuză să poarte mască, să se conformeze la recomandările medicilor. Mai grav este tot felul de experți și politicieni începători sau nu prea, care în spațiul public ignoră în totalitate aceste recomandări și poziții. Reiterez pentru toată lumea, pentru cei care diferite abordări și atitudini le-au vis-a-vis de COVID, unii mai spun că acest virus nu există. Am zis, în Chișinău sunt 85.000 de cazuri și circa 1.300 de decese, dar costul unui caz tratat, reiterez, costul unui caz tratat variază de la 24.000 de lei la pacienții cu stare de gravitate medie,
la peste 74.000 de lei la pacienții cu stare de sănătate gravă, care sunt internați în secțiile de reanimare, mijlocit în terapie intensivă. Trebuie să recunoaștem că suntem depășiți cu capacitatea de spitalizare, atât cu paturile simple, cât și în special cu paturile de terapie intensivă. Acest lucru l-am menționat și în discuțiile pe care le-am avut la Consiliul Suprem de Securitate. Am spus că toate lucrurile care le facem, indiferent de restricții sau recomandări pe partea de domeniul economic sau domeniul de business, urmează să fie corelate cu alte acțiuni, în special cu capacitatea de răspuns a sistemului de sănătate. Deci trebuie să înțelegem foarte clar care este posibilitatea de asigurare a paturilor și să nu lăsăm pe cineva acasă în formă medie sau gravă, să asigurăm, pe de altă parte, conform minim, pentru că altceva nu putem spune astăzi, oamenii medici sunt epuizați total, mă refer la confortul minim în ceea ce ține de acțiuni și încărcătură inclusiv de lucru, dar și psihologică. Și la fel echipamente. Deci astăzi Republica Moldova, municipiul Chișinău are nevoie de echipamente suplimentare pe partea de concentratoare de oxigen, infuzomate, monitoare, aparate de ventilare artificială, despre toate aceste lucruri am vorbit și la CSS. Și credem că aici ar fi grosul problemei unde ar trebui să fie concentrate eforturile. Evident, virusul există și el cel mai probabil va exista într-o formulă sau alta, cu mutații sau fără, și singura opțiune în perspectivă este vaccinarea. Și cât mai repede, cât mai mare acoperirea va fi cu acest vaccin anti-COVID, cu atât mai multe vieți urmează să salvăm pe teritoriul Republicii Moldova, în municipiul Chișinău. Repet, cu greu acoperim necesitățile cu resurse umane în spitale. Pe termen mediu, dacă pandemia va continua cu aceeași intensitate, putem să riscăm să avem o insuficiență și o situație greu de gestionată a personalului medical. Considerăm că implicarea mai eficientă a asistenței medicale primare în monitorizarea și tratamentul pacienților cu COVID la domiciliu este mai importantă ca niciodată. Am menționat faptul și urmează în săptămâna curentă să fie făcute prezentările în Parlament în ceea ce ține nemijlocit de monitorizarea pacienților la domiciliu. Chișinău este singura entitate teritorială în care se monitorizează pacienții electronic la domiciliu pentru aplicații foarte simple. Urmează să cooperăm cu Ministerul Protecției Sociale pentru actualizarea protocolului de tratament pentru medicii de familie, astfel ca pacienții să poată fi mai bine monitorizați și tratați la domiciliu. De cealaltă parte, am vorbit și despre partea de updatare a protocolului de tratament în instituțiile spitalicești. Au venit aceste recomandări colegii noștri din instituțiile medicale de sănătate din municipiu. În special avem necesitatea să monitorizăm la ziua a 5-a, a 7-a, dar și a 8-a, a 12-a starea de sănătate. Aici, pe de parte, sunt foarte necesare aceste analize, inclusiv bioclinice la nivel de sânge, dar, pe de altă parte, și acei indicatori elementari foarte importanți în diagnosticarea și monitorizarea pacienților. Ține nemijlocit de saturația de oxigen în sânge. Am propus la CSS, dar și instituțiilor de resort, ca pulsul oximetrie să devină parte componentă a medicinii de asigurare. Asta ar însemna ca fiecare familie să aibă acces la un puls oximetru și în condiții în care saturația cu oxigen este în scădere să fie atenționată nemijlocit instituțiile medicale, medicul de familie în acest sens. Evident că tablou clinic, asta trebuie să vă menționez medicii, în primul rând, ține și de acele patologii aferente, comorbiditățile și riscurile care sunt nemijlocit pe această parte determinate de analizele sau de fișele medicale care sunt la medicii de familie. De aici ar trebui foarte atent să supraveghem procesul.
Reîntorcându-mă la pulsoximetrie, aceste dispozitive medicale sunt foarte accesibile și pot fi procurate câte unul în fiecare familie, ca și termometrele sau aparatele pentru măsurarea tensiunii arteriale. Am vorbit despre aceste lucruri. Dacă totuși nu vom reuși să convingem Parlamentul sau Guvernul în această privință, am rugat stimați colegi de la Direcția Sănătate să fie făcută această analiză pentru eventual program social, municipal, special în acest sens de asigurare cu pulsoximetrie ca minimum necesar în această privință. Evident că vă rog foarte mult cei care au participat la acele vizite pe care le-am avut în România să examineze opțiunea cum am putea să avem aceste centre de vaccinare organizate în municipiul Chișinău. Vă rog foarte mult Direcția Sănătate să coordoneze toate activitățile în acest sens cu Ministerul de Resort. Tot am solicitat în aceste zile etapizat să fie testați cât se poate de mult din efectivul primăriei municipiului Chișinău. Reiterez, sunt mai multe subiecte și probleme legate de activitatea funcționarilor. Repet, sunt foarte mulți funcționari, spre mare regret, care au contactat virusul și unii dintre ei se află chiar în situații foarte complicată. Le dorim tuturor multă, multă sănătate și maximă precauție pe viitor pentru cei care sunt sănătoși. Revenind, municipiul Chișinău are nevoie de măsuri și restricții logice care urmează să fie respectate și care pot fi controlate. Am interzis repetat activitatea cluburilor de noapte și unităților de agrement, dar unele din acestea activează spre mare regret în continuare. Eu, ca și dumneavoastră, am intuit și intuiesc în continuare că sunt cei care strigă în gura mare că trebuie ceva de făcut, în același timp absolut nu respectă normele elementare de siguranță în acest sens. Ați văzut și dumneavoastră dezmățul din unele cluburi de noapte. Eu cred că amenzile trebuie să fie net mai dure în această privință. Deci acolo unde există decizii pe partea de Comisie Națională sau Comisie Municipală și acestea nu se respectă, trebuie să intervină organele de drept cât se poate de eficient în această privință, fără cruțare, indiferent de situație. Noi nu o să reușim să învingem acest virus în perspectivă dacă nu ne disciplinăm singuri. Eu sper foarte mult ca și poliția să-și facă treaba. Am văzut foarte multe procese verbale, am văzut activitatea poliției în teren. În același timp, îmi pare foarte rău că atunci când poliția își face treaba, se mai găsește câte unul altul să ia peste picior. Dacă ei luați peste picior în condițiile în care ei își realizează activitățile în conformitate cu instrucțiunile funcționale, nu știu dacă putem să cerem de la ei mai mult. Probabil că da, dar trebuie să fim și noi responsabili în acest sens. De asta rog poliția municipală, care de facto este în subordine direcției din cadrul Ministerului de Interne. Am zis, primăria municipiului Chișinău nu are o poliție comunitară, o poliție municipală. Și eu foarte mult sper că acest lucru se va schimba în viitor apropiat sau perspectivă, pentru că este necesar să revină poliția la nivel comunitar, așa cum este practic în marea majoritate a capitalelor europene, la fel și în Est. Dar între timp, rog maximă concentrație la monitorizarea activităților acestor localuri și să fie aplicate amenzile corespunzătoare, inclusiv retragerea drepturilor de activitate. Sper foarte mult să nu avem standarde duble cum au mai fost. Nu vreau și cred că nici dumneavoastră nu vă doriți să fie amendată pe de parte o mătușă care vinde pătrunjel și cealaltă parte să avem flăcăi și fetițe cu jeepuri mega pompoase care ignoră în totalitate orice recomandare și încă fiind în stare de să și își bate joc de poliție sau de autorități.
Dar astăzi primarea regret să se întâmplă. Asta suntem toți noi. Ne trebuie măsuri specifice pentru municipiul Chișinău. Asta ar însemna suportul instituțiilor de forță în patrularea municipiului cu aplicarea sancționărilor pentru nerespectarea regulilor de urgență în sănătatea publică. Practica cotidiană, modelele altor țări, dar și datele științifice dovedesc incontestabil că toată lumea trebuie să poarte măști de protecție. Repet, noi suntem Republica Moldova, practic, cei care punem la dubiu sau ne întrebăm ori de câte ori. În același timp, în foarte multe țări, în foarte multe capitale, oamenii poartă mască în spațiile închise, în spațiile deschise. Mai ales în spațiile închise, ne referim aici la transportul public, unde există un risc foarte mare. Lifturile care pot fi evitate, dacă puteți să le evitați în acest sens, în blocurile în care locuiți, măcar acele care sunt cu etajare nu foarte înaltă, 5, 7, până la 10 etaje. Ținând cont de faptul că, în conformitate cu ceea ce spun medicii, virusul ține și de concentrația în municipiu, în aer, în spațiu, în aer, pe suprafețele obiectelor diferite. Deci, reiterez, purtarea măștilor de protecție devine în continuare o măsură esențială, obligatorie și indispensabilă în perioada pandemică COVID. Un element esențial de responsabilitate și solidaritate comunitară. Revenind la principiul, masca mea te protejează pe tine, masca ta mă protejează pe mine. Am văzut în spațiu public diferite interpretări, că iată, doamne, acum, în această sâmbătă, au decis ca măștile să fie cu port obligatoriu. Stimați prieteni, și aici fac un apel și către mass media. Eu știu că a fost făcut pe calea mijloacelor media acest demers către toată populația. Obligativitatea purtării măștilor este de luni de zile în municipiul Chișinău. Faptul că unii ignoră, asta este responsabilitatea personală. Atunci când sunt amendați pentru faptul că ignoră, avem diferite tensiuni în mediul public la nivel de reclamații și tot așa mai departe. Noi nu o să putem să împăcăm pe toți. Ceea ce vrem să facem este ca maximum să vă protejați dumneavoastră și să încercăm să ne protejăm toți împreună. Să combinăm lucrurile care sunt necesare cu cele care sunt absolut obligatorie. Repet, masca în aceste condiții, dezinfectarea mâinilor și distanță este poate cea mai simplă, dar și cea mai eficientă metodă sau metode de prevenire și control a infecției COVID-19. Totodată, portul corect și responsabil a măștilor de protecție este și un model de educație pentru sănătate și responsabilizare civică. În altă ordine de idei, instituțiile de forță, cum ar fi Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, SIS, dar și alte organe, să fie plenar și activ implicate în monitorizarea și verificarea respectării restricțiilor impuse de sănătatea publică. Carantina la locul de trai, cu sancționarea conform legislației. Noi am avut multe recomandări în această privință și le-am mijlocit, le-am transmis responsabililor din diferite zone și autorități, de la guvern și până la altele. Revenind la subiectul vaccinării anti-COVID, probabil că acesta este subiectul numărul 1. Accesul imediat al locuitorilor, și mă refer aici în special la cei din municipiul Chișinău, la vaccinul anti-COVID. Anume și prioritar în Chișinău, unde avem cea mai mare concentrație umană. Avem aproximativ 1 milion de oameni aici. Tot potențialul economic al țării, repet, în continuare municipiul Chișinău, tot ce face, practic, asigură funcționarea în totalitate a mediului economic și social din Republică. De asta suntem foarte precauți și vigilenți la toate lucrurile legate de activitatea economică, începând cu întreprinderile strategice, cele care produc pâine, lapte și finalizând cu instituțiile educaționale.
Revenind la vaccinare, conform Planului Național de Vaccinare Anticovid elaborat de minister, noi în municipiu am pregătit toată infrastructura necesară pentru vaccinare. Pentru etapa 1 și pentru etapa 2. Instituțiile medicale sunt pregătite, cabinetele de vaccinare sunt activate, personalul medical este instruit. Actualmente în municipiu sunt vaccinate cadrele medicale din spitalele municipale și din asistența medicală primară. Prioritizăm vaccinarea pentru personalul medical ca proces continuu, inclusiv în zilele de odihnă. Doamna Bucearski și doamna Gâlcă, așa cum am discutat sâmbătă și duminică, vă rugăm frumos, avem un pic de restanță de partea asta să interveniți pe lângă instituțiile medicale din municipiu. La ziua de ieri am avut vaccinați 1400 cadre medicale de pe teritoriul municipiului Chișinău. Suntem în continuare în așteptarea livrării cantității sporite și ritmice de vaccinuri pentru a demara vaccinarea în etapa 2 și ulterior în etapa 3 a vaccinarea la cerere. Cum spuneam, Primăria Municipiului Chișinău va coopera solidar cu Autoritatea Publică Centrală și instituțiile din subordinea Guvernului pentru depășirea situației pandemice de criză pentru soluționarea în comun a provocărilor. Deci, în timp ce toate acestea se întâmplă, în timp ce toate autoritățile, Parlament, Președinție, Guvern, roagă insistent ca informațiile difuzate să nu fie distorsionate, să existe o poziție unică, comună în abordările pe aceste domenii. Ieri, spre exemplu, a părut foarte rău și am insistat personal ca unii să modifice titlurile de știri și informațiile, dar m-am pomenit cu faptul că au apărut știri că primarul general nu ia în calcul decizia sau recomandările Consiliului de Securitate. Și am să rog direcția juridică să adreseze toate absolut în acest sens demersurile necesare pentru a fi făcute dezmințirile, deși eu am rugat personal inclusiv și am să vă transmit aceste materiale. Și în același timp vreau ca oamenii să cunoască că întocmai au fost luate în calcul ceea ce conform legii se împuternicește și asta a fost făcut pe parcursul întregului an. Unde am avut libertate de decizie pe durata anului trecut, noi am intervenit. Dar în linii mari, Comisia Municipală este obligatorie să racordeze deciziile luate la nivel central, la nivel național și acest lucru l-am realizat. În ceea ce ține de decizia Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică Municipală, aceasta a fost luată în cadrul ședinței de sâmbătă care a avut loc la ora 14 până la ora 16 și trebuia să fie ajustată nemijlocit decizia Comisiei Naționale. Eu am solicitat doamnei președinte și colegilor la guvern, doamnei președinte a Parlamentului, tuturor celor care au fost prezenți să-mi permită să plec, pentru că această ședință a fost planificată din timp. Și în aceste condiții urma să fie luate deciziile de racordare. Decizia a fost scrisă imediat după ședință, a durat un pic de timp până au fost toți responsabili și au semnat documentul. Acest lucru a fost mai complicat deoarece ședința a fost organizată în Zoom, iar membrii comisiei sunt la distanță. Iată de ce decizia Comisiei Municipale doar a transpus deciziile luate de Comisia Națională, ceea ce se întâmplă în 90% din cazuri. Iar acestea au fost până la deciziile, sau mai bine spus, recomandările Consiliului Suprem de Securitate anunțate de către președinție. Eu rog foarte mult să nu existe interpretări și distinționări în acest sens. Este suficientă murdărie și inexactitate în spațiul public. Realizând titluri de senzație, nu salvăm nici de cum oameni. Iată, eu sincer chem, acum toată lumea, presa, știu că și Ministerul Sănătății are campanii de informare. Noi curând urmează să lansăm una mai largă. Am avut pe această cale și în această perioadă mai multe campanii, inclusiv cu implicarea voluntarilor, cărora le mulțumesc, pe acum se face anul de când au startat aceste inițiative frumoase. Repet, haideți să informăm corect.
ajutați-ne, așa cum vă spuneam, să putem ajuta. Suntem în situație critică când avem nevoie unii de alții ca niciodată. Revenind la activitatea primăriei municipiului Chișinău, rog ca în aceste condiții să fie reexaminată în totalitate activitatea instituției, inclusiv cu diferențierea orarului. Doamnă Bucearski, rog, succint raportul pe situația curentă. Bună dimineața, domn primar general, bună dimineața, stimați colegi, în principiu dumneavoastră ați raportat totalmente raportul, eu o să mă refer doar succint la cifrele care ne pun în alert totalmente. Deci municipiul Chișinău rămânem în continuare în alertă epidemiologică privind infecția COVID-19. În săptămâna anterioară a fost înregistrată o creștere continuă a numărului de îmbolnăviri prin această infecție, și incidența rămâne foarte înaltă cu prezența cazurilor grave și cazurilor extrem de grave. Starea de urgență în sănătatea publică a fost prelungită până la 15 aprilie și rămânem în gradul de alertă cod roșu. Conform datelor la nivel național, sunt confirmate 204.463 de cazuri. În municipiul Chișinău, la ziua de ieri, aveam 89.931 cazuri confirmate, recuperate 67.480 de pacienți și decese 1.370 de cazuri. La moment, în medicina primară, mă scuzați, cu forme ușoare de tratament, sunt 62.122 de pacienți înregistrați. La ziua de raportare sunt 6.735 de pacienți. Capacitatea totală de spitalizare pentru pacienții COVID-19 în spitalele municipale este de 1.665 de paturi și 204 triaj la centrul COVID-19. Sunt disponibile 1.413 paturi pentru adulți, 167 paturi pentru copii, 55 paturi pentru maternitate, 30 paturi paliative și 200 paturi pentru triaj. La ziua de ieri erau internați în spitalele municipale 1.454 de pacienți confirmați COVID, dintre care 75 de pacienți erau în stare foarte gravă, 577 de pacienți în stare gravă, 756 în stare medie și 46 în stare ușoară. La centrul COVID Moldexpo, în ultimele 24 de ore, au fost deservite 123 de persoane, dintre ele 49 de persoane pozitive au fost internate în spitalele municipale. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, în data de 13 ianuarie, a aprobat Planul Național de Imunizare Anticovid-19. Menționez că, începând cu 2 martie, în Republica Moldova a fost lansată această campanie de vaccinare COVID-19. Primii care au început vaccinarea au fost personalul din cadrul secțiilor de reanimare și personalul din cadrul secțiilor spitalicești COVID-19. Începând cu data de 12 martie, a început procesul de vaccinare a personalului medical din instituțiile medico-sanitare publice care prestează servicii medicale primare. La ziua de 14 martie erau vaccinate 41,1% din numărul total de angajați în spitalele municipale, 3.503 persoane. Asta e numărul total de angajați. Din acest număr, 41,1% erau vaccinați. Și din numărul total de angajați în instituțiile primare, 4.473, la ziua de astăzi sunt vaccinați 12,2%. Țin să menționez că procesul de vaccinare este în continuitate și personalul medical din instituțiile medico-sanitare municipale nu sunt reticenți la vaccinare. Totodată, după cum ați menționat și dumneavoastră, la data de 13 martie a avut loc ședința Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică Municipale, și ca urmare au fost aprobate mai multe prevederi, dar una dintre ele este că în perioada stării de urgență în sănătate publică se vor acorda
coletele cu produse alimentare în schimbul prânzurilor calde, beneficiarilor, serviciilor de alimentare, inclus în listele direcțiilor teritoriale de asistență socială. Țin să menționez că acordarea acestor produse, pachete de produse alimentare va fi doar în perioada stării de urgență în sănătate publică. Beneficiarii acestor servicii vor fi informați de către direcțiile teritoriale de asistență socială unde, când își vor ridica pachetele. Persoanele care sunt țintuite la pat sau din oricare motive nu pot veni la sediul cantinei pentru a-și ridica pachetul, îi va fi distribuit pachetul prin intermediul colaboratorilor direcțiilor teritoriale de asistență socială. Țin să menționez în continuare că rămâne necesară respectarea măsurilor de precauție ca cele mai eficiente soluții de prevenire a infectării, cum este portul măștilor, păstrarea distanței fizice, spălarea regulată pe mâini și evitarea locurilor publice aglomerate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă director. Domn Pavloi, vă rugăm foarte mult, dacă este posibil, copiii se întorc la școală. Mă refer aici la clasa 1-a, 4-a. Explicați, vă rog, ce e clasa 13 din școlile serale, că am văzut că s-au făcut mult haz din caz pe rețele de socializare. Și rugăm ca lecțiile să fie petrecute în maximum siguranță. Vă rog frumos să vă referiți cu cine. Domnule primar general, stimați colegi, bună ziua! Într-adevăr, în ziua de sâmbătă, așa cum ați menționat și dumneavoastră, a avut loc ședința Comisiei Situații Excepționale Municipale, care a transpus decizia Comisiei Naționale în vederea procesului educațional. Respectiv, astăzi încă este zi de vacanță, iar începând cu ziua de mâine, ținând cont de scenariul expus în decizia Comisiei Situației Naționale, respectiv suntem în cod sau într-o zonă cu cod roșu, respectiv urmează, începând cu ziua de mâine, să fie reluat procesul educațional în instituțiile secundare, vorbesc despre școli. Seria procesul educațional cu prezența fizică a elevilor din învățământul primar, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19 și a modelelor aprobate de către Ministerul Educației. De asemenea, seria participarea zilnică cu prezență fizică a unui număr de elevi a claselor absolvente, și vorbim aici de clasa a 9, a 12 și a 13, stabilit în baza suprafeței sălii de clasă cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19 și a modelelor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Cu referire la clasa 13, într-adevăr, în conformitate cu codul educației, în liceile serale avem o situație în care există clasa 13 și în municipiul Chișinău avem două licee serale de acest tip și un liceu privat. Ori avem trei instituții care au clasa a 13-a. Este o situație reglementată de către codul educației. Nu este nimic ieșit din comun. Din păcate, unii cetățeni nu cunosc toate subtilitățile și am răspuns cumva demersurilor care au fost făcute pe rețelele de socializare. De asemenea, urmează să cunoască societatea că se reia procesul educațional la distanță pentru elevii claselor a 5-a, a 8-a și a 10-a, a 11-a. De asemenea, se reia activitatea extrașcolară cu prezența fizică a unui număr maxim de 15 elevi per grupă, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind răspândirea COVID-19. De asemenea, procesul educațional în instituțiile special și extrașcolar din municipiul Chișinău se reia începând cu ziua de mâine, 16 martie, cu prezența fizică a unui număr maxim de 15 elevi în grupă, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică. Și la fel se reia activitatea centrelor de tineret din municipiul Chișinău, începând cu ziua de mâine, cu prezența fizică a unui număr maxim de 20 de tineri, cu respectarea strictă a prevederilor privind prevenirea și răspândirea COVID-19.
În ceea ce privește instituțiile de educație timpurie, grădinițele, în instituțiile de educație timpurie va continua procesul educațional în conformitate cu prezență fizică, în conformitate cu regulamentul sanitar pentru instituțiile de educație timpurie aprobat prin hotărârea de guvern 1211 din 4 noiembrie 2016, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19. Domnul primar, dacă îmi permiteți să aduc la cunoștință informația cu referire la cazurile raportate în instituțiile din, de educație din municipiul Chișinău. Dacă vorbim la ziua de 11 martie, situația este următoarea. În rândul elevilor bolnavi avem 217 comparativ cu 283 în săptămâna anterioară, inclusiv cazuri noi 96, comparativ cu 152 în săptămâna anterioară. În autoizolare avem 1381 elevi. Cadre didactice. Avem 180 cadre, comparativ cu 197 săptămâna anterioară, inclusiv 52 de cazuri noi. În autoizolare avem 41 de cadre didactice. Din cadrele nedidactice avem 55 bolnavi, dintre care 62 comparativ cu săptămâna anterioară, inclusiv cazuri noi 26. Situația la data de 11 martie în instituțiile de educație timpurie. Avem 7 copii testați pozitiv comparativ cu 18 săptămâna trecută și 0 cazuri noi raportate. În autoizolare avem 648 copii din instituțiile de educație timpurie. În rândul cadrelor didactice avem 84 de cazuri comparativ cu 71 săptămâna anterioară, inclusiv 31 de cazuri noi. În autoizolare 49 de cadre didactice. Dintre cadrele nedidactice avem 40 de persoane, 33 comparativ săptămâna trecută, inclusiv 29 de cazuri noi. În autoizolare fiind 31 de cadre didactice. Situația este cea menționată de către mine la momentul zilei de data de 11 martie. De asemenea, vreau să menționez faptul că începând cu ziua de mâine urmează a fi reluat procesul educațional în modelul în care am menționat mai sus și vă rog foarte mult să fie vehiculată această informație, fiindcă de foarte multe ori am avut sunete, ținând cont de faptul că mulți nu cunosc că de mâine începe procesul educațional, multă lume intuiește că începând cu ziua de astăzi a fost reluat procesul educațional în instituțiile secundare. Succint raport finisat, domn primar. Domnul director, dar care este situația referitor la alimentații, deci fetele cele care s-au bătut? Cu referire la alimentație, săptămâna trecută am avut o activitate comună cu reprezentanții ANSA, am ieșit în teritoriu, am făcut o vizită în toate sectoarele, în toate 5 sectoare, în instituțiile de educație timpurie. Au fost verificate în mod special calitatea produselor alimentare și respectarea meniului model unic. În acest sens, astăzi urmează să primim și informația din partea reprezentanților ANSA și centralizat o să o transmitem către primărie. În linii majore am constatat că este respectat meniul model unic. Mai există anumite situații când legumele, în mod special, nu sunt corespunzătoare. Din acest considerent, astăzi urmează să avem o ședință de lucru cu reprezentanții din direcțiile de sector și agenții economici care livrează acest tip de produs. În cazul în care vor continua pe anumite segmente să fie livrate produse neconforme, vom apela la Agenția Achiziției Publice pentru introducerea în lista de interdicție a acestor agenții economici. Cu referire la cazurile care au avut loc la Ciocana, au fost mai multe ședințe comune, atât cu Inspectoratul de Poliție, Direcția Protecției Copilului,
centru psihopedagogic din subordinea Direcției Generale Educație, directorul adjunct pentru educație. A fost elaborat un plan de acțiuni în vederea instruirii tuturor persoanelor responsabile în acest sens și urmează să fie implementat acest plan, inclusiv cu participarea reprezentanților Inspectoratului de Poliție. Și în acest sens mulțumim mult domnului Luca pentru implicare, fiindcă a fost o colaborare destul de bună. Urmează să avem ore cu tematica ținând bullying-ul în instituții, în mod special acest lucru va fi făcut în format online, ținând cont de situația pandemică de moment. De asemenea, dacă îmi permiteți, domn primar, vreau să menționez faptul că la moment au fost filmate pentru biblioteca online și am făcut apel către toate instituțiile, inclusiv directorii instituțiilor, directorii adjuncți, cadrele didactice, pentru a anunța toată comunitatea despre necesitatea folosirii bibliotecii online. La moment avem 7180 lecții filmate, dintre care în etapa 1 au fost filmate 1980 și în etapa 2 5200. La moment fiind plasate 5000 de lecții și zilnic sunt plasate celelalte lecții pe platformă. Invităm toată lumea să acceseze platforma pentru a folosi lecțiile care sunt plasate acolo. Ele sunt foarte necesare și utile pentru atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi. Eu vă rog foarte mult și dumneavoastră poate să faceți o prezentare la Parlament împreună cu colegii pe sănătate. Vorbiți cu Daniela și să organizăm poate prezentarea cum funcționează platforma, ce funcționează platforma și e nevoie de o campanie de comunicare mai largă. Eu vă spun că sunt membri ai guvernului care nu cunosc. Sunt oameni simpli care nu cunosc. E o platformă, repet, atât pentru opțiunea de învățare, nu doar prin lecțiile digitale care sunt pe recapitularea lecțiilor. Uite, de acord. Foarte mulți oameni care deci, pur și simplu se uită repetat pe materie din altă prismă. Profesorul explică asta prin materialele video. Dar și pregătirea pentru examenele de promovare, pregătirea pentru examenele de bacalaureat, suport didactic pentru pedagogi, suport pentru părinți. Deci sunt foarte, foarte multe lucruri acolo, foarte utile, care pot fi folosite de către societate. Domn primar, vreau să menționez faptul că odată cu ieșirea la distanță, numărul de accesări a bibliotecii online a sărit practic în sus. A fost foarte mult accesat platforma. Sărit în sus, îmi pare că nu e corect în limba română, dar vedeți și dumneavoastră. Ok. Deci, am înțeles că a crescut numărul accesărilor. Sigur. Informați oamenii despre aceste lucruri, vă rog foarte mult. Bun. Cu privire la menținerea ordinii publice, domnul comisar, știu că sunt multe localuri, persoane fizice, agenți economici, au fost amendați, organizează nunți, cumătrii, chiuie prin localuri. Vă rog să ne dați date și rugăminte personală, rămâne ca și prin piețe să meargă poliția și să atenționeze oamenii să păstreze măsurile de siguranță. Eu cred că dacă vor vedea polițiștii, poate mă scuzați să vor teme de polițiști, pe de-o parte, și totodată și de COVID. Pentru că poartă masca aceea, parcă e fular, dar nu. Mască de protecție, foarte mulți, i-ați văzut și dumneavoastră și colegii dumneavoastră. Dar mai grav este tot floarea națiunii care în pofida oricăror reglementări, decizii, are treabă pe la cluburile de noapte și tot așa mai departe. Vă rog mult, domnul comisar. Dacă îmi permiteți, bună ziua, domn primar general, stimați colegi, să-mi încep raportul
anume cu situația ceea ce vizează activitatea poliției în vederea prevenirii infectării COVID și respectării normelor epidemiologice înaintate de către Comisia Națională și cea Municipală. Vreau să vă aduc la cunoștință dumneavoastră că poliția pe parcursul, ca de fiecare dată și parcursul săptămânii precedente, am fost implicați plenar în activități de prevenire, am fost vizibili, activitățile au fost reflectate cât și în chat-uri, atât și în sursele mass media, cu părere de rău, unii și-au permis să, cum ați menționat și dumneavoastră, să interpreteze această activitate, dar până la urmă, noi oricum trebuie să ne facem treaba și să stăm în serviciul cetățeanului, indiferent de blamările și criticile care ne sunt aduse. Vreau să vă aduc la cunoștință, spre regret, dacă să facem o comparație a documentărilor sau mai bine zis a inițierilor, a procedurilor contravenționale inițiate pe articolul 76 prim, în comparație cu o săptămână în urmă, ele practic s-au dublat. Săptămâna precedentă au fost documentați 591 de persoane care au încălcat normele epidemiologice, din ele 34 fiind agenți economici. Comparativ cu săptămâna precedentă, noi am avut 263 de cazuri. Ceea ce ne demonstrează în repetat că cetățenii, cu părere de rău, nu înțeleg că este necesar să respecte normele epidemiologice și nu înțeleg că rata infectărilor este în creștere. Se vede că metoda de convingere și de informare, spre regret, nu își are rolul său. Eu nu cred că în municipiul Chișinău este cetățean care să nu cunoască de cele două norme de bază în prevenire, purtatul măștii și respectatul distanței. Fiecare o cunoaște, dar cu părere de rău se admit abatere de la norma generală. Totodată vreau să menționez că pe parcursul săptămânii precedente, noi am, Poliția Capitale a organizat mai multe razii pe timp de noapte, pe timp de zi. În fiecare tură au fost implicați peste 100 de angajați, cât noaptea, atât și ziua. Ca rezultat, au fost verificați agenții economici 347 la număr, fiind pornite proceduri contravenționale doar în aceste 3 zile, vineri, noapte, sâmbătă și duminică, 291 la număr, cât pe timp de zi, atât și pe timp de noapte. Reiterez în repetat că spre regret nu se pătrunde responsabilitate societatea noastră cu referire la respectarea condițiilor epidemiologice. Totodată vreau să rog colegii din preturile de sector să revie la activitatea echipelor mobile care le-am prestabilit noi încă în hotărârea numărul 24 a Comisiei Municipale. Și vă rog foarte mult să avem un feedback pozitiv la acele sesizări care vin din adresa noastră către dumneavoastră față de agenții economici care nu respectă, să aplicăm acea prevedere de sistare a activităților. În caz contrar, noi mergem deja în repetat cu sancțiuni, ele sunt contestate în instanță și agenții economici își continuă activitatea economică și continuă, și mai grav este, continuă să încalce aceste norme generale stabilite. Cu referire la subiectul menționat, domn primar general, de cazul Ciocana, vreau să confirm că, într-adevăr, noi am avut o activitate constructivă cu direcția de învățământ sub conducerea viceprimarului doamnei Cutasevici. Am organizat mai multe activități, suntem și la moment în proces de monitorizare, avem planul prestabilit în activitatea dată și cu certitudine că și în continuare vom derula activități constructive. Mai mult ca atât, începând cu ziua de mâine, noi în colaborare cu primăria municipiului Chișinău demarăm o campanie non-violență, care la fel va fi mediatizată și vom merge în entități ca să aducem la cunoștință copiilor și comunității că aplicarea violenței este o crimă și are consecințe foarte și foarte dure. Cât privește cazul Ciocana, vreau să vă raportez că pe unele capete de acuzare noi am remis, a fost înaintată învinuirea și a fost remisă organul competent procuraturii pentru a merge cu ele în instanța de judecată, altele încă se află pe rol. Persoanele care, minorii, copiii care au fost implicați în aceste
altercații în acest grav, această crimă gravă sunt luat stabilite în evidență, cu ele noi continuăm activitatea, părinții, o parte din ei au fost sancționați, sunt responsabilizați prin sancțiuni și prin acele activități constructive care vin din partea Direcției Educației și Direcției de Asistență Copilului în comun cu Poliția. Cât privește aspectul infracțional, pe parcursul săptămânii precedente, vreau să vă raportez că noi am oferit asistență în 1312 cazuri solicitări a cetățenilor. Din ele, accidente rutiere avem 290 cazuri, cu persoane, accidente rutiere cu pagube materiale avem 174, persoane traumatizate avem 15 cazuri. Cu referire la aspectul infracțional, menționez că avem 186 de infracțiuni constatate, descoperite 142, procentul descoperirii fiind de 76,3% pe municipiu. Cât privește aspectul delicvent la general, avem 1060 de infracțiuni, de contravenții, pardon, constatate și documentate de către poliție parcurs săptămânii precedente. Din ele, pe domeniul de interacțiune, solubrizare, avem 33 de cazuri și pe comerț avem 28 de cazuri documentate parcurs săptămânii precedente. Cam atât, domn primar general, dacă sunt întrebări. Da, domn comisar, eu vă mulțumesc foarte mult. Ieri am avut diferite discuții pe diferite rețele de socializare cu tot felul de oameni care, cel puțin, se consideră experți, unii își mai trag partide, sunt policieni mai începători, mai vechi. Și am rămas surprins de faptul că ei nu păstrează aceste recomandări și au zis că nu cunosc despre faptul că portul măștilor este obligatoriu, deși este de câteva luni în Chișinău. Poate, nu știu, se sensibilizeze și poliția când îi mai vede. Îmi pare rău că se întâmplă, dar da, se întâmplă orice. Vă rugăm foarte mult cumva să fim cât se poate de implicați în această privință. Pentru că oamenii zic că la ridicatul mașinilor foarte implicată poliția, iar la unele activități care țin de activitatea piețelor, magazinelor. Eu personal vă spun că am intrat în sâmbătă în unele supermarketuri și tot le fac eu observații că îmbrăcați mănușele, puneți masca corect, efectuați termometria și tot așa mai departe. Vă rog foarte mult. Am înțeles, domnul primar general, cât privește ridicatul automobilelor, se aplică această normă doar în cazurile grave și extrem de grave, când se blochează artiere, când impardonabil parchează aceste automobile pe un trotuar nou, un pavaj nou care a construit și eu cred că aceste lucruri trebuie, noi și în continuare vom fi la același nivel, indiferent de criticile care ne vor fi aduse. Ceea ce ține de aspectul informațional, reiterez, noi automobilele astea de serviciu le-am transformat deja în niște speakerfoane doar și deci destinația automobilului de serviciu se transformă din automobil cu semnalizare specială pentru deplasări și alte, deci în automobil de informare. Noi nu spunem că nu trebuie să o facem, dar așa suntem deja percepuți și asta este foarte bine că suntem implicați plenar și nu cred că există, încă o dată reiterez, un cetățean în municipiul Chișinău care să nu auzit automobilul sau să nu cunoască de cele restricții care sunt înaintate. Am înțeles, domn comisar. Colegi, eu vreau subțin să discutăm și problemele legate de alte subiecte. În special vreau să mă refer la problema gropilor din capitală, care s-au format în urma înghețurilor. Vreau ca toată lumea să cunoască, noi cunoaștem problema, noi cunoaștem toate adresele, începând de la aeroport, în centru, dar și în toate sectoarele din municipiul Chișinău. Din start îmi cer scuze pentru cei care nu și-au făcut poate treaba în termen, sunt subiecte cu caracter și obiectiv. Aici mă refer la unele responsabilități pe care le-am solicitat și iată, până la urmă tot am avut dreptate în această privință de clarificare la nivel central. Astăzi nu avem la nivel central, republican, practic,
capacitatea de plină de trecere la acele noi standarde, după care urmează să fie preparat asfaltul, procurat, aplicat și testat în instanță finală. Vreau să cunoașteți cu toții că am avut licitații lansate, dar că nu putem avansa pe acest domeniu până nu este o clarificare deplină în cadrul autorităților centrale. Republica Moldova, după o perioadă anumită de neadaptare, deși a avut 5 ani de zile de adaptare la certificare, laboratoare, etc., așa și nu a ajuns să aibă în conformitate cu toate standardele. Mă refer aici trecerea de la GOST, GOST-ul sovietic, standard, în standarde ale Uniunii Europene, EUR-le, așa numite. Și astăzi avem bani, dar nu avem dreptul să procurăm asfaltul cald existent, deoarece nu sunt standardele noi, iar laboratoarele nu pot face certificare. Și tot așa trăim. De ce aveți asfalt prost pentru că nu este certificare și tot așa mai departe. Deci, ne-am apucat de lucru de câteva săptămâni de zile, să nu spun luni. Dar nu aveam asfalt. Au spus că va fi în 2 săptămâni, după care încă în 2. Iată, astăzi suntem în sfârșit de luna martie și transmit salutări Ministerului Economiei, căruia i-am vorbit de aceste lucruri în repetate rânduri și nu este cazul doar a municipiului Chișinău, că vom avea această situație. Situația se complică și mai mult pe faptul că avem și drumuri care trebuie reparate, integral sau parțial, proiecte care trebuie actualizate în aceste condiții și eu cred că la nivel central toate lucrurile trebuie să fie bătute în cuie la data de 31 decembrie. Iar nu să căutăm acum să dăm vină unii pe alții. Domnul Tomiță, vă rog frumos să vă referiți foarte scurt la situația curentă. Bună ziua, domn primar general, stimați colegi. După cum ați menționat, la momentul avem trecutate la deciziile de standarde. După informația care o deținem, joi o să mai fie o ședință la Ministerul Economiei, când putem deja, posibil, o să primim careva clarități și soluții. Asta eu aud, domn director, de 2 luni de zile. Ce o să primiți claritate? Deci, concret, puteți spune în ce constă problema? Ca oamenii să înțeleagă. Oamenii așteaptă ca noi să ieșim în Chișinău, repijor, toate gropele să le înlăturăm. Noi capacitatea asta avem. Sigur că o avem, nu avem capacitate. Mâine, dar nu putem să facem pentru că nu avem asfalt. Nu avem asfalt pentru că nu avem clarificate toate lucrurile la nivel central. Cum putem să procurăm acest asfalt? Corect, domn primar. Unica soluție ar fi să se prelungească posibilitatea de a procura asfalt pe standardele vechi, încă măcar pentru lucrările de reparație curentă. Deja vedem cum o să decide Ministerul Economiei. Ok, continuați. Întreprinderea municipală RDX Drupu, domnul primar, la moment depune toate eforturile în vederea salubrizării infrastructurii rutiere din municipiul Chișinău, atât manuală cât și mecanizată. La moment avem funcționale 4 măturatoare, până la finele săptămânii va fi reparată 5 unitate. Săptămâna precedentă au fost evacuate 84 de curse de gunoi, au fost instalate 11 grile la gurile de captare apei pluviale, au fost curățite 354 de guri de captare, au fost instalate 24 indicatoare rutiere, deservite 220 de unități, au fost salubrizate 220 de delineatoare. În vederea prevenirii și combaterii ghețușului, noapte de vineri spre sâmbătă, am avut precipitații cu temperaturi negative, au fost răspândite 56 de tone de sare curată, s-a ales presurarea cu sare curată în detrimentul amestecului nisip sare pentru a nu murdări suplimentar străzi din oraș. Și deja cu lichidarea situației de avariere, unii depistăm gropi care prezintă pericol de creare a situațiilor de accident, deja intervenim cu piatră sau asfalt frezat în moment. Cam atât, domn primar. Pe înlăturarea problemelor de anul trecut, când veți începe? Imediat vom avea beton asfalt. Asta ar însemna? Asta ar însemna, dacă se prelungesc standardele vechi încă un an, noi licitația deja am avut anunțată. Și dacă nu se prelungesc?
Dacă nu se prelungesc, o să dureze și foarte mult. Nu, că locuitorii municipiului trebuie să știe că noi nu vom putea interveni în cursele blocurilor locuit, nu vom putea interveni în activitățile, pentru că avem o problemă birocratică la nivel central, pe care birocrația de la nivel central încă nu poate să o rezolve. Ok. Domnul Lichi, la dumneavoastră situația e mai diferită. Lumea se plânge că lăsați ugrezele ca după război, după ce schimbați rețelele. Și asta noi am vorbit în repetate rânduri. Ne-am referit la acest subiect nu odată. Am o scrisoare, de exemplu, de la locatarii de pe strada Ion Botezătoru, o stradă din centrul orașului. Eu v-am transmis. Oamenii se plâng că își rup picioarele pe acolo. Ați trecut, este pavaj vechi, una din 3-4 străzi pe care le mai avem. Încă datate din perioada istorică. Lucrările au fost făcute anul trecut. Și dumneavoastră ați văzut, eu v-am transmis în chat-urile interne, dezastru, pur și simplu dezastru. Au intrat, au ieșit și au lăsat de izbelește absolut tot. După noi potopul, ia ca, din câte înțeleg eu, în unele condiții, motoul, apă canal. Așa nu se poate, cum facem noi, cum ne mișcăm în continuare? Bună ziua, domn primar general. Repet încă o dată, fiindcă antreprenorul va întreprinde toate măsurile ca strada să fie restabilită în starea ei inițială. Din motive că a fost iarna afară, nu a fost restabilită în starea inițială. Lucrările acolo au fost finalizate la sfârșit de luna decembrie. Acum se lucrează cu antreprenorul, că el, așa cum a primit strada, în cel mai scurt timp, dacă condițiile meteo vor permite, va fi restabilită în starea ei inițială. Și eu chiar vă invit să coborâți din mașină, poate să luați o trotinetă, domn director, să luați o bicicletă, acum deja e posibil, și să mergeți pe drumurile care au fost descoperite către apă canal. Ca să știți și dumneavoastră exact cum arată toată istoria asta, că e dezastru în toate sectoarele, pe marea majoritate a porțiunilor de drum. Eu nu știu pentru ce primesc bani oamenii cei care fac subcontractare pentru finalizarea lucrărilor. Domn primar, noi am prezentat graficul de asfaltare și de deranjarea a tuturor șantierilor care au fost, care sunt gestionate de apă canal Chișinău, dar cu regret iarăși aceeași problemă. Ne s-a promis că pe data de 15 martie vor începe să activeze unii producători de asfalt. Acum nu este asfalt. Noi suntem gata să intervenim și cu antreprenorii să reamenajăm săpăturile, lucrările de excavare care au fost executate de către antreprenorii Apă Canal Chișinău. Și prin intermediul, încerc scuze față de locuitorii municipiului Chișinău, dar vreau să zic că noi am schimbat 7 km de rețea de canalizare și peste 130 km de apeduc. În cel mai scurt timp, cum încep să activeze producătorii de asfalt, noi vom depune maximum efort împreună cu antreprenorii ca să reabilităm în asfalt toate șantierele care au fost, unde au fost executate lucrări de apă canal Chișinău. Termenii care sunt, domnul director? Aia pe cine privește? Am prezentat de oameni. Noi termenii mai transmite la câteva mijloace. Media ne privește toată țara. Când? Termenii i-am prezentat până la data de 15 aprilie, 15-12 aprilie, cu condiția că deja avem asfalt la data de 15 martie. Cu regret, astăzi suntem în 15 martie și niciun furnizor de asfalt nu este. De asta, cum începe să fie asfaltul produs, noi intervenim deodată, dar cunoaște toată lumea că nu sunt standarde și nimeni nu produce asfalt la momentul dat. Am înțeles. Iată, domnul Tomiță spune că joi să clarifice. Subiectul ăsta vă rog să-l discutați succint și la... Și haideți să pregătim o scrisoare în adresa Parlamentului Republicii Moldova și în adresa Guvernului suplimentar. Astăzi fie semnat. Pe toate componentele de lucrări
domnul Chironda, domnul Elie Ban, toate absolut, proiectele care nu sunt finalizate, proiectele care sunt noi, proiectele care urmează să fie finalizate, proiectele legate de Apcanal, proiectele legate de Exdrupă, tot absolut băgați într-o scrisoare suplimentară, că eu am obosit să vorbim cu guvernul în acest sens. Le-am explicat că nu o să avem nimic la mijlocul lunii martie. Iată, în mijlocul lunii martie și nu avem nimic, așa cum le-am spus asta în ianuarie, februarie și ulterior. Spre mare regret, acolo specialiști sunt de ăștia care stau prin cabinete și o fac pe deștepții, în loc să iasă în teren să vadă cum funcționează aceste lucruri. Reiterez, dacă trebuia să fie trecut la standard de alt tip, toate aceste lucrări trebuiau să fie făcute la data de 31 decembrie 2020. Nu să intrăm în anul de gestiune când toate procedurile sunt lansate pe partea de licitații publice și se scarpină cineva în ureche, în nas și într-un loc și nu poate oferi claritate pe partea de asfalt, pe partea de lucrări și pe partea de proiect în general. Repet, nu este valabil doar pentru municipiul Chișinău, este valabil pentru întreaga Republică Moldova. Un mesaj către cei de la Ministerul Economiei, vă rog frumos să vă treziți. O să vă luăm pe dumneavoastră împreună, în mașini, în autobuze și o să vă plimbăm pe străzile distruse și pe trotuarele distruse. Împreună cu cei care sunt foarte ingenioși și tot ne explică că totul este bine. Au trecut amuși 3 luni de zile și nu este bine. Și v-am atenționat despre lucrul ăsta. Astăzi să fie transmis scrisoarea sub semnătura mea la guvern. Vă rog foarte mult. La Parlament, imediat. La ambele comisii. Standarde. Bine, am înțeles. Referitor la autobuze. Deci, ca să nu fie interpretări, pentru că am văzut iarăși în spațiu public, faceți ceva cu transportul public. Facem tot ce este posibil cu transportul public. Și dacă nu erau unii fraieri, cărora le-am explicat anul trecut că nu o să meargă așa cum au vrut ei să meargă, spre mare regret, iată că iarăși am avut dreptate în această privință. Dacă mergeau pe formula pe care am propus-o în februarie, martie anul trecut, iată pe timpul ăsta, se vota în Consiliul Municipal Chișinău, unde tot avem tot felul de specialiști care primesc câte 3.300 de lei pentru a nu face nimic, în iunie aveam autobuze și nu aveam problema asta, atât de mare cum este, începând cu suburbiile și finalizând cu municipiul Chișinău în general. Dar au preferat să facă unii politică acolo și continuă să facă politică. Am atenționat și la ședința Consiliului Suprem de Securitate, pentru că au participat și unele partide politice acolo. Să-i pună să lucreze, dar nu să distribui tot felul de prostii pe rețele de socializare și tot așa mai departe. Să lucreze pentru cetățenii, pentru locuitorii municipiului Chișinău. Astăzi, la biroul permanent rog să fie pregătite acele scrisori care sunt de interpretare cu privire la procurarea, inclusiv prin negociere directă de către parte, și să fie pregătite toate deciziile în această privință, cel puțin pe mâna a doua. Iată că avem mici sondaje în troleibuzele care au fost procurate din Riga, oamenii nu au obiecții. Sunt confortabile și foarte puțină lume știe că ne costă de 10 ori mai puțin decât un troleibuz nou. Da, noi suntem în licitație cu 100 de autobuze noi. Licitația este lansată, publicată în Jurnalul European. Suntem în aceste proceduri de un an de zile. Atâta timp cât avem și în suburbiile capitale această problemă extraordinar de tensionată, rog toți să-și lasă politica într-o parte și să acționeze în folosul cetățenilor. Avem această posibilitate, chiar și fie, pe temporar, să procurăm pentru mâna a doua, în paralel cu procurarea de autobuze noi. Nu vreau ca să fie interpretat greșit, iarăși cineva o să ia și să zică că municipiul Chișinău procură nu știu ce unități de transport. Noi avem 60 de troleibuze care în jumătate de an acuși o să fie, pentru că procedura era de alt tip. Paralel cu procedura de achiziționare a transportului public, 100 de autobuze, noi, repet, pentru Chișinău, să fie pregătite toate procedurile pentru negocieri directe, pentru achiziționarea transportului la mâna a doua. Ați văzut, sunt diferite opțiuni, în Suedia, în Italia, în Germania, Volvo, MAN, Mercedes-uri.
autobuze de la 25 la 45, până la 50.000 de euro. Am rugat colegii noștri să vadă unități de transport, au găsit unități de transport, două trolebuze care costau peste 700.000 de euro, cu evaluare de 315.000 de euro și pe care suntem gata să le procurăm la 49.000 de euro. Ce credeți, că nu o să fie politică făcută în sensul ăsta? O să fie... De ce spun asta? Pentru că am mai fost. Și se pare că în pofida la toate deficiențele pe care le avem în această privință sau interpretările referitor la partea politică în Parlament, acolo sunt oamenii mult mai maturi decât cei din Consiliul Municipal Chișinău. Deci, vă rog foarte mult, 22.000 de persoane din suburbiile capitalei au votat pentru problema transport să fie soluționată cât se poate de rapid. Doi, în situație pandemică, nu avem altceva să facem decât să asigurăm transport, mai ales în orele de vârf. Ați văzut ce îmbuzeală este în transport. Și niciun carabinier, niciun polițist nu o să asigure dacă nu putem majora capacitatea. Repet, bani sunt. Dar avem problema în unele detalii cu caracter politic. Despre care cu certitudine vă asigur că o să vedeți săptămâna curentă sau săptămâna viitoare. Tot felul de trepăduși. Am rugat și reiterez. Am făcut acest demers și către doamna președinte și către toți cei care sunt cu diferite partide politice. Lăsați politica la o parte și vă rugăm foarte mult, convingeți colegii dumneavoastră să meargă să găsim o soluție pentru municipiul Chișinău. Am zis că sunt gata măcar din ziua de astăzi ca aceste grupuri de lucru să fie prezidate de către reprezentanții oricărui partid care este astăzi sau pune la dubiu acest subiect. Suburbiile au nevoie de transport. Municipiul Chișinău are nevoie de transport public. În același timp, campania de salubrizare continuă în oraș. Repet, toți angajații sunt la datorie. Sunt efectuate zeci de lucrări concomitent. Sunt curățite spațiile verzi, curățiți copacii, se face curat pe străzi, în curți, în parcuri, sunt curățate râurile din Chișinău. Cum am mai spus, în curând vom demara și noile proiecte de renovare și reabilitare a infrastructurii orașului. Vom continua cu acele proiecte începute. Cum ar fi Testimițeanu, cum ar fi Mircea cel Bătrân Aleea, ca să terminăm până la capăt subiectele acolo. Până începem un nou proiect pe Mircea. La Izvor și multe altele. Alunelul în zona unde nu au fost făcute toate lucrările. În această săptămână vom face o ședință publică cu prietenii pe proiecte ce se întâmplă în fiecare sector. Acum am văzut diferite interpretări iarăși de la tot felul de experți și politicieni care continuă să facă lobby pentru companiile de publicitate din Chișinău. Și să fie învinuit primarul sau executivul de faptul că am scos panourile. Repet, vedeți în fața Ministerului Sănătății, la Ducuceaiu, în fața Gaudeamusului, distrus. Ce curățenie este fără panouri? Pe calea Orcheiului, la toate rondurile, la toate intersecțiile. Și cineva ne sperie cu instanța de judecată, începând cu companiile de publicitate, mai nou cu politicieni de toată speța. Galbeni, cafenii și foarte cafenii. Unii. Deci, nu ne speriați cu judecata. Am văzut că cineva deja plasează în spațiu public despăgubirile de 40 de milioane de lei care vor fi în rezultatul deciziilor de judecată contra primăriei municipiului Chișinău. Eu întreb, dar de unde cunoașteți astfel de detalii? Sau decizia deja e scrisă undeva printr-un garaj la care participă unii? De unde se cunosc astfel de detalii? Toate lucrările vor fi în procedură judiciară sau juridică și sunt asigurate de către primăria municipiului Chișinău. Dacă ar exista o decizie în defavoarea primăriei municipiului Chișinău, tot nu m-ar mira, ținând cont de faptul că ne obligă cineva să facem, să eliberăm acte permisive în Valea Trandafirilor, să întoarcem mai nou terenul, nu știu cui,
în terenul de la Codreancă, unde sunt amenajate zonele pentru mini-parc și pentru copii în zona de Drariul. Nu m-ar mira atunci când aș vedea că se întoarce nenea după ce este filmat că ea mită prin decizie instanței de judecată la cimitirul respectiv. Deși am zis să nu-l văd pe acolo, nici pe el, nici pe oricine. Nu m-ar mira. Dar eu vreau să vă spun că astăzi orașul arată cu totul altfel fără aceste mii de panouri. Și aceste mii de panouri, reiterez, nu se vor întoarce. Unele reglementări vor fi făcute de către regulamentul nou, care sperăm eu că va fi aprobat, un regulament dezbătut deja de un an și jumătate. Haideți, cât mai durează acest regulament și cât vor mai dura lucrurile pe, pe această cale. Și în continuare, orașul astăzi a obținut șansa de a arăta altfel fără aceste panouri masive sau mai puțin masive. Și rog politicienii, experții să nu facă lobby pentru aceste companii de publicitate. Este foarte evident. Și să nu ne șantajeze într-un fel sau altul cu decizii pe care probabil deja le-au scris undeva pe sub masă. Eu am încredere în direcția juridică de la primărie și sper că am încredere și în unii din judecători. Următoarea etapă ar fi să vedem ce facem cu fațadele unde sunt tot felul de ștrampi, slipi, lingerii, cum ar fi Bulevardul Ștefan cel Mare sau Bulevardele Centrale. Orașul trebuie să arate altfel, așa cum le place la unii să spună să fie oraș european. Chiar dacă mai avem foarte multe lucruri pe infrastructură, chiar dacă mai avem foarte multe lucruri de a face în alte domenii. Haideți să începem cu acele care sunt cu adevărat simple și să începem fiecare de la el. Domnul Rusu, în același timp, în prejurul piaței centrale, vă rog foarte mult să nu mai existe o altă piață centrală. Și faceți, vă rog, pretorii, ordine în sectoarele împreună cu direcțiile responsabile. Nu așteptați ca eu sau domnul Gârbu să vă arate ce aveți de făcut în aceste sectoare. Am înțeles, domnule. Domnul Carp, care este situația cu privire la gospodărirea spațiilor verzi? Bună dimineața, domn primar, stimați colegi. Pe parcursul săptămânii trecute, la lucrările de salubrizare și întreținerea spațiilor verzi, au fost antrenați 275 de angajați zilnic și în jur de 30 de unități de transport. S-au evacuat 50 de rute de gunoi, 92 de rute de crenci, asta sunt 400 de metri steri. S-au lichidat 47 de gunoiști neautorizate. În rezultatul lucrărilor silvotehnice s-au doborât 93 de arbori, s-au curățat 116, regenerat 11. S-au obținut 105 metri cubi de lemn care s-a luat la evidență. S-a eliberat lemne în formă de ajutor direcțiilor teritoriale, ajutor direcțiilor teritoriale de asistență socială, 30 de metri cubi. Sectorul Râșcani, 12 metri cubi. Sectorul Buicani, 12 metri cubi. Sectorul Centru, 6 metri cubi. În afară de aceasta, la evacuarea arborilor prăbușiți și tăierea subarboretelor din păduri, parcuri și parcuri, s-a lucrat în Parc Pădurii Butoiaș, Parcul la Izvor, Valea Trandafirilor, Valea Morilor, Calea Orheiului, Pădurii Parc Calea Orheiului, Albia Râului Bic, Strada Varnița și Calea Basarabiei. În total s-a intervenit pe 21 de hectare. S-au dobărât în procesul lucrărilor 44 de arbori, s-au curățat 1200 de piscare. S-au curățat cu emondorul 1020 de arbori, arbuști 948. Lucrările de salubrizare și întreținerea spațiilor verzi continuă și săptămâna aceasta.
Domnul Carp, eu vă rog foarte mult toate absolut lucrurile care se întâmplă pe direcția spațiilor verzi. Începând cu tăierea nemijlocită a arborilor, mai ales în zonele centrale, în parcuri, veniți cu o informare în acest sens. Ce veți face, când veți face, cum veți face, să nu existe întrebări, pentru că oamenii tot întreabă de ce să taie unii copaci. Vii, noi trebuie după asta să vă rugăm pe dumneavoastră să păsați toate fotografiile suplimentare, deci acolo unde există întrebări. Au existat în Valea Trandafirilor, au existat în alte părți. Vă rugăm foarte mult să anticipați lucrurile astea, să nu veniți din urmă. Da, domn primar, avem de acum angajat ofițer de relații cu publicul și vă promitem, o să fie tot publicat, tot transparent, și pe rețele, și pe pagina de Facebook a noastră și pe site-ul nostru. Colegi, am vorbit că toate entitățile să angajeze persoane de comunicare cu presa. Sunt foarte multe întrebări, în special cele importante, transporturile, deci apă canalare, direcție comunală locativă, spații verzi, autosalubritate, toată lumea să aibă măcar o persoană responsabilă, fie și din statele existente, de comunicare cu mass media. Sunt foarte multe întrebări la care trebuie să avem răspunsuri foarte prompt. Așa, am să rog să transmit domnului Ilie Ceban, trebuie să discutăm și alte subiecte. Între timp, am rugat și vă rog public și oficial. Avem în această perioadă foarte multe proiecte care urmează să fie realizate în diferite sectoare ale municipiului Chișinău. De la parcuri, trotuare, scoaruri, zone verzi, drumuri, curțile blocurilor locuit. Rog fiecare pretor, în mod obligatoriu, domnul Talmace. Deci, în fiecare proces verbal, vreau să văd aceste lucruri. De discuții publice, a reabilitării infrastructurii municipale, comunicarea cu comunitatea bicicliștilor, dacă ține de zonele verzi mari, cum ar fi Parcul Dumitru Râșcan, pădurea Parc Râșcan, Valea Morilor, Valea Trandafirilor, la izvor, atunci în mod obligatoriu să fie discutate aceste subiecte și cu comunitatea celor care practică diferite sporturi, începând de la cei din alergare, comunitatea Ran Moldova, care este foarte astăzi reprezentativă. Nu sunt lucruri foarte grele de făcut, dar sunt lucruri care putem să-i ajutăm pentru minimul confort în zonele pe care urmează să le reabilităm. Și evident persoanele cu nevoi speciale. Accesul, accesibilitatea, dar și infrastructura să corespundă. Domnul Ilie Ceban, vă rog să continuați ședința de astăzi pe toate subiectele care au mai rămas. Viceprimarii să prezinte rapoartele cu privire la evacuarea deșeurilor, să vedem care este situația, cu privire la studiile de vizibilitate prin parteneriate publice private, domnul Roman Ceban, dacă este posibil. Raportul cu privire la sesizările recepționate prin intermediul platformei electronice eu.chisinau.md, să nu avem acolo probleme de așteptare foarte mari. Dar și alte subiecte care le-am discutat sau trebuie să le discutăm împreună. O zi frumoasă vă doresc tuturor, cât mai multă sănătate, aveți grijă de dumneavoastră. Pe final am vrut să spun că am solicitat, așa cum am mai discutat, să fie testate persoanele din cadrul primăriei municipiului Chișinău, ținând cont de numărul foarte mare de infectări care este aici, atât în aparat cât și în subdiviziuni. Etapizat, planificați împreună cu doamna Ptasevici și de astăzi toate ședințele online pentru următoarele câteva zile, o săptămână, 10 zile cel puțin. Doresc sănătate mult. La revedere. Mulțumim, zi bună, domnul primar. Zi bună. Domn Burdiumă, vă rog frumos să raportați referitor la evacuarea deșeurilor, salubrizare pe parcursul săptămânii trecute. Bună dimineața, domnul viceprimar, estimați colegi, la fel și săptămâna precedentă de către serviciile
municipale, întreprinderi de gestionare fond locativ, au fost efectuate lucrări de salubrizare. În acest proces au fost antrenate 11 utilaje tip HACO pentru salubrizarea automatizată. Zilnic 415 persoane au fost implicate în salubrizarea manuală. În acest proces au fost implicate la fel și 25 de utilaje de evacuare acestor deșeuri, 5 mini încărcătoare. Ca rezultat au fost, parcurs săptămânii precedente, au fost evacuate 155 de rute de deșeuri, la fel și săptămâna curentă, conform dispoziției semnate de domn primar general numărul 80 din 26 februarie, efectuăm lucrări pentru pilonarul de salubrizare a orașului. În dependență de condițiile climaterice care vom avea, vedem că se transmite precipitații în formă de ploaie, am încercat să mergem înainte cu lucrările de salubrizare. La fel am stat discuții și cu șefii întreprinderilor din gestiunea noastră, ca să fie respectate toate condițiile ce ține de COVID-19 pentru nu a avea cazuri de infectare a angajaților. Cam atât, domnul viceprimar. Mulțumesc, domn Burdumov. Stimați colegi, noi săptămâna trecută am avut o ședință de prezentare a utilajelor pentru salubrizarea orașului, inclusiv ce se referă pentru necesitățile direcției locativ comunale, regii transport electric. Vreau să vă rog și să informez și pe această cale populația. Noi invocăm foarte multe motive referitor la ceea că nu reușim în fiecare parc, pe toate străzile să intervenim, din motiv că nu sunt suficienți oameni angajați sau tehnica este învechită. Cunoscând că nu sunt suficienți oameni angajați în muncă dată, noi avem nevoie de tehnică. Deci un utilaj performant înlocuiește 10 oameni, aproximativ 10 oameni. Deci noi trebuie să avem un plan foarte clar. Pe un an și pe termen mediu, ce utilaj avem nevoie pentru salubrizarea orașului. Nu putem în continuare să rămânem la salubrizarea orașului cu mături. Da, este necesar și măturile, dar eficiența apare este atunci când avem tehnică specializată de salubrizat. Eu înțeleg că este tehnică foarte scumpă și noi nu ne permitem, dar totodată avem nevoie de și este posibil de contractat tehnică de acea calitate sau de acea cantitate care să ne asigure într-un termen de 3 ani să înlocuim acea tehnică învechită și să avem și performanță în privința dată. Deci să avem un oraș salubrizat. Vă informez că am avut o prezentare, am rugat colegii să vină cu o analiză foarte clară ce avem nevoie pentru anul respectiv și ce ne permitem conform bugetului. Respectiv vom veni și anul respectiv cu tehnică de salubrizare nouă, în așa fel ca orașul să fie curat. La fel am vrut să vă informez și referitor la strada Creangă. Deja două săptămâni, sâmbătă și duminică, anumite perimetri sunt integral sistate traficul pentru populație și transport public. Noi plasăm această informație permanent pe site-ul chisinau.media și rog populația să se informeze și mass media pe această cale, la fel rugăm. În continuare, cred că încă două săptămâni vom sista traficul în sâmbătă și duminică integral pe anumite porțiuni. Pe parcursul săptămânii, traficul se deschide doar în direcția rondului Calea Ieșilor Creangă către Flacăra. În rest, traficul pentru transport va fi sistat. La fel, vreau să vă informez că am solicitat preturilor de sector să fie prezentate necesitățile pentru majorarea statelor de personal în vederea creării secțiilor separate pentru agenți constatatori. Noi am menționat și domnul primar a solicitat acest lucru, noi avem foarte multe proiecte realizate în fiecare sector, mă refer la spații verzi, scoaruri, parcuri amenajate. Nu vom putea menține curățenia fără
fără aplicarea sancțiunilor. Oamenii nu înțeleg lucrul respectiv și de ce am venit cu această, deci cu această soluție ca să creăm secții separate. Acești agenți constatatori se vor ocupa exclusiv cu aplicarea sancțiunilor. În prezent, în preturi, sunt în jur de 10-15 agenți constatatori care execută și alte sarcini, alte atribuții. Deci, pe lângă atribuția de bază, ei mai au și calitatea de agent constatator. Respectiv, atunci când urmează să iasă în teritoriu, persoanele sunt implicate în activitățile de zi cu zi, sarcinilor de bază. Respectiv, eficiența este foarte slabă. Pe săptămână avem, și eu raportez periodic această informație, deci avem 6, 5, 2, 13, 10 procese verbale în dependență de pretură și în dependență de personalul care este implicat, deoarece foarte mulți sunt COVID sau, în genere, nu au cine să întocmească procese verbale. Am menționat, deci am pregătit acest proiect de decizie pentru majorarea statului personal, creăm secții separate de agenți constatatori, vom ruga pe această cale și poliția să ne ajute să efectuăm un curs de instruire a acestor agenți constatatori în vederea întocmirii proceselor verbale corecte a proceselor verbale, să nu fie ulterior contestate și în așa fel să motivăm și să convingem cetățenii să respecte curățenia în parcuri și inclusiv și pe străzi. Doamna Inga Ionese, vă rog foarte mult informații referitor la gheriete, licitațiile care au avut loc, ședința comisiei cu licitații săptămâna trecută a avut loc. Doamna Ionese, sunteți? Da. Deci noi continuăm desfășurarea licitațiilor pentru amplasarea ghiretelor cu cafea. În cadrul ședinței săptămâna trecută au fost aprobate 9 loturi. Deci aceste loturi sunt cele care au fost adjudicate la licitațiile precedente, dar nu au fost achitate. Deci agenții economici au adjudicat și în final n-au achitat aceste loturi. Respectiv, este ultima licitație pentru amplasarea ghiretelor cu cafea, băuturi răcoritoare în parcuri și străzi centrale, la care se expune, deci acele loturi care au mai rămas neachitate și le expunem încă o dată la licitație. Anunțul o să fie publicat astăzi și următoare 20 de zile va fi desfășurată licitația respectivă. Aproximativ o să fie 8-9 aprilie, dar date concrete o să fie expuse în comunicatul informativ amplasat pe site-ul primăriei. Cei care sunt cointeresați să participe la această licitație urmează să verifice, să urmărească informația plasată și să depună dosarele la Camera de Comerț. La fel, în cadrul ședinței respective au fost discutate amplasamentele pentru presă și pentru flori. Săptămâna aceasta comisia a convenit încă o dată să se întrunească și după o examinare mai detaliată să aprobe această listă care să fie propusă Consiliul Municipal spre aprobare. Urmare ce Consiliul Municipal aprobă aceste liste, se va procede la desfășurarea licitațiilor pentru aceste amplasamente. Totodată este elaborat un proiect de modificare a regulamentului cu privire la licitații, o să fie introduse un șir de modificări, după cum am discutat anterior, și în același timp o să fie introduse un șir de modificări în regulamentul cu privire la desfășurarea comerțului. Aceste două proiecte o să fie propuse Consiliului Municipal spre aprobare. Deci, ce ține de alimentația în școli, grupul de lucru care a fost creat în vederea controlul calității, va continua activitatea.
O să vedem deci cum o să ne organizăm în condițiile care acum la moment avem cu situația pandemică, dar controlele vor continua. Deci, cu harta investițională, săptămâna trecută am avut o ședință cu experții care sunt antrenați în elaborarea fișelor, deci a proiectelor investiționale. Deci am convenit un șir de acțiuni care urmează să le întreprindem în comun și pregătirea informației pentru demararea procesului de scriere a acestor fișe. La fel, săptămâna asta sunt preconizate mai multe întâlniri cu donatorii externi, cu care am avut o ședință anterior în cadrul Consiliului Donatorilor, pentru a discuta mai multe proiecte de asistență tehnică. Aici pot să mă refer la asistența tehnică care va fi oferită de către USAID și comunitatea mea, privind expertiza, analiza, asistență de consultanță în tot ce ține procesul de achiziții publice și îmbunătățirea acestui proces în cadrul primăriei, și un alt proiect de asistență care urmează să-l discutăm în cadrul proiectului Uniunii Europene, ține de implementarea proiectelor PPP. Noi avem aprobat o listă de astfel de proiecte, deci experții europeni sunt gata să se angajeze într-o asistență, care, adică să ne ajute la procesul de implementare, expertiza studiului de fizibilitate, corectitudinea, pregătirea acestui studiu, implementarea lui, deci și relevanța celui sau altui proiect PPP prin oferirea consultanței, expertizei, deci unor sfaturi. Cam atât. Mersi. Mulțumesc, doamna Ionisi. Domnul Chironda, vă rog frumos, referitor la parcări și referitor la și informații referitor la Pușkin, Bădoeni, trotuare, când vor începe reabilitarea, că din câte cunosc a fost o ședință și au anumite propuneri. Da, bună dimineața. Am avut referitor la trotuare și înlăturarea neconformităților, am avut o discuție cu reprezentanți, cu directorii administrației de stat a drumurilor, care este beneficiarul primar al acestui proiect, și ei mi-au informat că îi pregătesc comisia de recepție a lucrărilor și această comisie va organiza o verificare la fața locului și va întocmi toate procesul, adică procesul verbal cu toate neconformitățile stabilite pe acest, fiecare tronson în parte. Doar că au o reținere legată de faptul că cineva din responsabil este încă în concediu de boală din cauza infecției COVID. Respectiv, o să mai verificăm săptămâna aceasta dacă ei sunt gata să organizeze comisia și ieșirile la fața locului. Din partea noastră, noi avem totul gata. Referitor la procesele inițiate pe organizarea și sistematizarea parcărilor, săptămâna trecută au mai avut loc ședințe de lucru pentru pregătirea caietului de sarcini. Pregătim contractarea unui serviciu de elaborare a unui studiu de oportunitate privind implementarea sistemului de parcare cu plată. Caietul de sarcini este definitivat. Cred că săptămâna aceasta vom lansa deja licitația și vom contracta aceste servicii. De asemenea, săptămâna asta trebuie să fie lansată și licitația pentru serviciile de proiectare a schemelor de organizare a circulației rutiere în zona centrală, unde vom amenaja și locuri de parcaje pe străzile din perimetrul centrului istoric. Da, la fel, în această săptămână este gata și caietul de sarcini pentru licitarea serviciilor de efectuarea unor sondaje și calcule sau măsurări de fluxuri de pasageri care sunt necesare pentru studiul de fezabilitate privind implementarea
taxări electronice. Când va fi, când vor fi contractate aceste servicii, vom putea să începem deja efectuarea sondajelor conform metodologiei pe care o avem expusă de compania care face acest studiu de fezabilitate. Asta ceea ce ține de procesele de organizarea parcărilor și trotuare. Dacă mai... săptămâna trecută am avut, adică sâmbătă, am avut prezentarea strategiei pentru implementarea transportului alternativ. A fost un început de proces de consultare publică. Urmează să mai aibă loc o serie de consultări publice care vor fi organizate la preturi sau inclusiv online, în dependență deja de posibilitatea legată de restricțiile de pandemie. De asemenea, vreau să anunț că pe 17 martie la ora 6 va avea loc o discuție publică tot online în ceea ce privește estimarea bugetul necesar pentru realizarea acestei strategii și vor fi consultat și necesitățile de alocare a bugetului sau de repartizarea bugetului alocat pentru acest an, pentru infrastructura alternativă. La Direcția Transport sunt planificate 4 milioane de lei care trebuie să fie alocate pentru anumite priorități de dezvoltare a sistemului de transport alternativ. De asta facem aceste consultări, ca să vedem și opiniile comunității de bicicliști, a cetățenilor, să vedem cum mai bine să utilizăm acest buget. Okay, mulțumim, domnul Chironda. Domnul Vulpe, vă rog foarte mult prezentați informații referitor la evacuarea deșeurilor. Bună dimineața! Bună dimineața! Părintează camera, vă rog! Da, vorbiți, domnul. La parcurs săptămânii trecute s-au fost evacuate 3800 de tone de deșeuri către stații de transbordare, apoi către poligonul Țânțăreni. La moment se lucrează regim normal, două de ieri a fost clasă 15 autospeciale. Din păcate, sâmbătă, duminică s-a acumulat foarte mult gunoi, tondoroane de pe jumătate cu gunoi. De urma maturatului aș fi rugat colegii de la direcție în cabinetul comunal să tondoroane și zgrele, să fărăm mecanismele autospecialilor datorită la faptul să și pline cu creni. Iarăși, nu știm cum nimeresc în tondoroane, locatarii sunt nevoiți să pungile de gunoi să le plasează la lătre de tondoroane. Noi eliberăm crejile, punem pungile, apoi încărcăm camioanele. Lucrează regim normal, nu avem la transportarea gunoiului. Pe lângă transportarea gunoiului, clar că ne ocupăm și de stații de transbordare și reparații. Am primit rumigușul, mulțumim, este grupul de 60 tone rumigușul, acoperim gropele pe teritoriu și căile de acces, spațiu public, dar suntem nevoiți noi să le reparăm pentru că defectează camioanele. Lucrează în privința fenului cu alocarea surselor suplimentare, trebuie să publicăm finisarea lucrărilor pe DIG. Săptămâna aceasta au promis să ne dea răspuns în privința la cele 17 milioane, ca să știm ce sumă să o indicăm în licitație, plus acele 4 milioane alocate din primărie. Mai avem restanță în privința stațiilor lucrări și restanță în privința lucrărilor cu digul. Au intrat în iarnă, nu le-au permis timp, acum am înțeles că zilele astea trebuie să le reie lucrările spre finisare. Cu problema COVID la întreprinderi, la fel avem câteva cazuri, am luat măsurile stringente de a evita răspândirea cazului. În privința BERD-ului, se întârzie implementarea implementare și nu este claritate ce ne facem cu achizițiile pentru 21. Dar suntem în așteptare să implementeze. Noi din surse proprii putem să cumpărăm ceva, dar dorim ca ele să fie luate în calcul de către BERD. Dumnealor mi-a spus că trebuie să lucrați doar în baza regulilor BERD,
în caz contrar nu vor fi luate în, în calcul. Dar așteptăm implementarea grupului de lucru. Și nu avem cine să lucrăm, să coordonăm mișcările. La fel cu secția de contracte lucrăm cu contractarea noilor clienți. Am aplicat prima companie, săptămâna aceasta semnăm contract cu a doilea companie, majorăm numărul de contractare și la fel prin baza primului contract cu încasarea, cu lucru cu debitorii. Aproape 1 milion deja informații transmise și așteptăm de la ei săptămânal, noi pregătim câte un pachet și o prezentăm. Cu prima problemă, după importanță, vor spune că este sterilizarea câinilor maidănezi. La ziua de astăzi, la Necropol avem 70 de câini sterilizați, din 160 conform contractului cu firma care vine la noi în fața locului. Între timp, cum împlinim numărul ăsta de câini, trebuie de trecut ori prin Consiliu sau, fiindcă nu putem să repetăm contractul în valoare de 2 ori. În privința sectorului ciocană s-au sterilizat abia 30 de câini, mi s-a spus că e lipsa de ordine. Domnul Ceală iarăși nu vrea să le elibereze. Sau întârzii, eu nu știu din ce motivează. Suntem gata să treacă și paralel în sectorul Rășcani, acolo toți sunt la vreme un număr mai mare de câini. A fost reprezentantul Universității Agrare, baza scrisorii din partea primăriei. Am avut o discuție cu dumnealor, pare a fi o discuție bună, acum săptămâna asta să vin o solicitare din partea lor, dacă e posibil primăria să ceva să ajute laboratorul lor de sterilizare și în cazul ăsta putem conlucra și cu dumnealor. Dar vedem deocamdată ce solicitare vă prezintă dumnealor. Ar mai fi o problemă apărută de ultima vreme, domnul Gârbu, în privința dezinfectării containerilor. În baza regulamentului care este nou, nu în sarcina autosalubrității, dar suntem în stare să o facem. E o problemă suplimentară, la urmă urmei și o sursă de venit suplimentară, acordând serviciile astea. Dar iarăși ne trebuie o auto specială, 2-3 echipă de angajați ca să trimitem în teritoriu, să le strângem, să le dezinfectăm, spălăm, paralel și să le reparăm. Cam asta ar fi situația la moment, dacă sunt întrebări. Aș mulțumesc, domnul Bun. Domnul Vitiuc, dumneavoastră, sezonul trecut ați prezentat o informație foarte amănunțită referitor la studiile de fezabilitate care sunt lansate. Dacă sunt careva schimbări, modificări de la termen, la poate ceva nou s-a introdus, să ne comunicați acest lucru. Da, bună ziua, domnul viceprimar, stimați colegi. Într-adevăr, săptămâna trecută urma să fie făcut public anunțul de participare pentru licitația repetată. Noi așteptăm astăzi să obținem avizele pe 2 caiete de sarcini care au fost transmise către colegi și astăzi va fi pe platforma Entender efectuat anunțul sau plasat anunțul pentru 2 din cele 4 studii de fezabilitate. Cu terenul sportiv am găsit soluția și în condițiile articolului 56 aliniat 1 litera A. Vom merge pe negocieri directe, fiindcă am primit ofertă de la un operator economic în condițiile inițiale pe care a fost făcută publicația anunțului și să urgentăm procedura dată. Astăzi, săptămâna curentă, iarăși mergem pe încheierea contractului deja și sperăm ca să avem studiu cât de curând posibil. Totodată a fost planificată desfășurarea ședinței comisiei privind inițierea parteneriatelor publici-private pentru ziua de joi, dar aceasta a fost contramandată în situația pandemică, pe care o vom desfășura săptămâna curentă prin intermediul Zoom. La fel este planificată și ședința comisiei de monitorizare a contractelor privind parteneriatele publici-private, la care va fi expusă aprobarea regulamentului în comisiei respective și analiza situației parteneriatelor sau contractelor care sunt în implementare. În rest, pe partea de parteneriate publice și private, mergem conform termenilor care ne le-am propus și conform obiectivelor care au fost setate. Mulțumesc! Domnul Vitiuc, mulțumesc! Domnul Talmaci, informații referitor la SSZ-urile de pe site. Bună ziua, domnul primar. Bună ziua.
Țin să informez că în perioada din 1 martie până la 12 martie, din partea cetățenilor, prin intermediul platformei eu.chisinau.md, au parvenit 136 de sesizări. Deci astfel, sectorul botanică, cetățenii au raportat 28 de probleme, Ciocana 34 probleme, Centru 23 probleme, Râșcani 30 probleme, Băicani 21 probleme. Pe parcursul lunii martie, locuitorii orașului au raportat despre problema mașinilor abandonate, nivelul de salubrizare, problema construcțiilor ilegale, problema câinilor maidanezi din capital. În perioada de referință, subdiviziunile primăriei municipiului Chișinău au soluționat 16 probleme municipale, altele 20 au fost preluate spre examinare, 11 au fost respinse, în lucru se află în prezent 73 probleme. 16 sesizări au statut de nou de sesizări nou intrate. Menționez că de la începutul anului curent până în prezent, pe platformă au fost înregistrate 1114 sesizări. Cele mai multe probleme se referă la categoria probleme drumuri, gropi și semne rutiere, iluminare și semafoare, salubrizare, etc. Din numărul problemelor raportate, de la începutul lunii ianuarie, subdiviziunile de profil a primăriei municipiului Chișinău au soluționat 331 probleme. Scurt, raport finalizat. Domnul Talmas, noi verificăm cumva selectiv executarea acestor petiții, pentru că eu am fost sesizat de către o persoană referitor la, de fapt am fost atenționat. Dumnealui a sesizat pe platformă o problemă referitor la câini, câinii maidanezi. Într-adevăr, o persoană l-a contactat, deci a avut această legătură telefonică, unde persoana l-a întrebat, v-a mușcat câinile, dar cum v-ați comportat, ați fugit, n-ați fugit? Deci niște lucruri, poate copilul a provocat acest câine, de ce pe alții nu-i mușcă, pe dumneavoastră vă mușcă? Deci niște întrebări care persoana, cetățeanul care a sesizat acest lucru, el spune că bine, mă întreabă, dar copilul știe că nu trebuie să facă lucrurile astea, că ar trebui să-l educați în privința asta. Deci niște lucruri care un funcționar public nu ar trebui să vorbească în așa fel cu cetățeanul, să-l întrebe, dar de ce nu e educat copilul în privința dată? Deci noi ar trebui selectiv să verificăm cum sunt îndeplinite aceste petiții, poate să avem un feedback de la cetățeni, exact ce reacții au fost din partea funcționarului. Pentru că noi, pe de o parte, primim foarte multe sesizări, le transmitem în lucru funcționarilor, dar nu știm cât de eficient sunt ele executate. Haideți mai bine să executăm mai puțin, dar calitativ, decât masiv și fără niciun rezultat vizibil sau palpabil de către locuitori. Și lucrul ăsta trebuie permanent să avem o verificare periodică și să vedem cum a intervenit cetățeanul. Poate să luăm legătură cu persoana, spunem, ați sesizat, v-a contactat cineva, în cât timp v-a contactat, care reacția a fost. Deci lucrurile astea noi cumva ar trebui să le verificăm periodic. Haideți să veniți cu noastră propuneri, ne gândim cum să facem acest lucru ca să fie foarte eficient. De altfel nu o să avem rezultat, vă spun foarte sincer. Stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o săptămână cât mai reușită și sănătate tuturor. Mulțumim de semn, la revedere. La revedere. Toate bune. La revedere. Toate bune.